În conformitate cu decizia Consiliului de Conducere, a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație, cu punctul de observare, în 2020, în privirea la formare Consiliului de Conducere, utilizată pentru susținerea tezelor de doctorat, a fost de formă Consiliul Științific de 754, ziua de 29, la care tehnica mai mult,
Și după care, salvați,
la subiect. Dosarul este compus conform regulamentului mai acest și consultul Consiliului Sancționar al Sistemului Public. Mulțumesc frumos, nu poate să mă arăt în comportamentul, eu venim cu punctul comandului de la clientă a dar și a prezentat de scurs această lucrare pe care o avem în finalitatea conformului. Și în aceste condiții, iar la mă apun cu punctul să nu te cuciți cu timpul de reorganizare pe regiune. Conform acestui lucrare, este evident
creată într-o plantă teoretică, mă rog, are pe care au pătătură, și aprobarea rezultatelor științifice pe drept. Procesul de studiu al Institutului Bradley a fost procurat în 4 capitole, subliniat de o anexă a studiului de universitate de mai mult de 5 ani. Prima capitolă, Institutul a fost curat în Bradley în contextul evoluției paleolitice, prezintă situația în domeniul de 6 ani. Mi se creie că este importantă. Mi se răbate la bază de fașă, la bază de 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 Rândul ascultului este grafic, a fost simplificat în procesul la timpul la criterii de răcute universale și internaționale, de până la anul 1945. Criteriile numărițe procese și tendințele de dezvoltare a lucrurilor, criteriile cărora actual au trecut și Moldova. Pe bază studiului bibliografic au fost identificate problemele de cercetare, până în tribună, în domeniul meteorologiei, în privilegiile ține ceva și numele cercetătorilor care au contribuit la formarea bază informative a studiului. În urma cercetării între probleme, este făcut un instituție argumentare scopul cercetării date. În comparamentul metodologic, a fost reflectat procesul de stabilire și structurare a criteriilor de analiză într-un mod particular cu literatură. Strategia metodologică cuprinde de două arii majore de reprezentare a proprii și înfață, ce complică de acțiunea, prezentarea și înscrisă din acțiunea de interior. Acția cu informa plastică se cercetează probleme legate de structură compozițională, la analogie plastică, tehnică și stil, caracter și tipologie de grafică. Iar primele sau și identifică tema interpretare se mai este propozită în modul multă și se simplifică teoretică. Analiza politică a curiei de la emisiune se desfășoară în compartimentul de bază al care include capitolul 2, 3 și 4. În anumie care capitolul a fost identificat deschidere de ordine noastră și tematică din favoarea operelor, care pune în evidență anumite acțiuni, obiecte sau experiențe, vizibile trei de mari de plic, comunicate în sfârșitul de prima etapă se termină formarea studiului modelului în alte neoclasă, în intervalul anilor 1945 și 1960. Etapa dată se distinge prin aranjamentul de strategii de creație neoclasice, reprezentarea precedentului biologic, descriviere procesul biologic, două parte de dezvoltare, pentru a de a trebui așa, în 1945 și 1962, prin aranjamentul de reprezentare de creație neoclasice, și anul 1950 și 1960, prin evidență de stilizare a titlului grădic. A doua etapă, care dată procesul de maturizare a titlului modului, este marea implementării în obiectă. Evidenția în intervalul temporal al anilor, în 1960 și 1960. De la proiectul de asemenea trebuie, prin evidență de formare a comunității, descriptice a studiului naturală, dintre și în strategiile de reacție neoclasice, în favoarea unor instrumente moderne a analitice. Unul cel mai folosit se distinge trei fase de dezvoltare, demarcate de anul 1960-1966, prin abordarea austeră a formei, în anul 1966-1965, prin distingerea educației, și în mai 1975-1980, prin inclusiunea empirică a imaginii. În a treia etapă, rezultatul sau obiectul constat în diversul model, care inclusează depășirea de stată a copilului maritimiste, pe aia implementărilor post-modern. Procesul de practic se avea în anilor 80-90, demonstrând un grafic de modificare foarte expresiv, promovat la conduia creativă în Austria, și conduia de imaginea nouă figurativistă în cultura română. Noua imagine se identifică prin conceptul deliberat al figurativului, ca dat de expresie a cultului. De aceea, se reduce două fase de ale umane, prima între anii 1980-1985, identificată pe linie în neoexpresiune, și a doua în anul 1985-1991, prin aprobare expresiv creativă de un limbaj modernist, particular cu filmă climatică.
Perché poi è stato diventato da tutte le quelle che sono tutte le cose che può essere generale a fare le cose che sono. Da un punto di generale, se ne è creato più a cercare a solito un altro problema su di tutto io. E io mi chiedo male, mi importante che tu ti metti in dice la lettura, non è che mi conosci altro, non ti ha deciso di mettere in dice la lettura. Ma c'è qua parlo di tutti a sistematizzare l'informatico e arrivare a sviluppare una diceva di un'informatica o per una cosa di me non mai sa stabilire che non si è capito di leggere la figlia è un ciclo consecutivo di preparare la via ma non è stato fatto con la testa ci dice di preparare la sistematica fare una linea di cultura o un reale di studio o formare particolari. Concesso che non si sia stato avvenire da tutti i cittadini, ma è obbligato da parte del giornale, ci sarà anche lo scritto a tutti gli attuali. E la giustizia che è fatta è un po' di terminale segnale temporale di del giornale, come una ripresa in breve che non è stato cittadino di tanti giorni. E da un altro contesto, ci sono delle cose che sono di tutti i cittadini che ce ne è ognuno, tutti i fatti che sono cittadini, tutti gli altri cittadini. Quindi c'è la principale parte che è il nuovo ordine di fuori di classe. Anche culturale e composizionale, mentre organizzata in prima età da due principi neoclassici, allora proprio di equilibrare, ma anche che si definisce anche oggi, una immagine figurativa e che si esagera a puntare con cinque modernizzate di un momento. Una domanda l'idea ha una rigida forma, procedere stili per i tempi che non metallizzare, decolatizzare, scelatizzare, abbassare la patologia di più, completare le immagini dei quali, cioè i dottori di attaccare fuori del popolo nazionale. Un tempo è un organizzare stili composizionale, la PCE e la politica artificiale, determinata in covalenza con i statistici di un'altra, ha progetto di fatto. A salvare la data, il dato è in aula, scelta a 50. Dramaturgia pratica. A una prima levata di fine di anno arrivata, con il libro coerente, tragico, concepito, viene detta a sé, disciplinante, c'è come parlare tra di te con il esercizio fondamentale, scelti per valorizzare il fatto di lei. Durante l'anno che è fatto, promuove l'espansiva immagine di un libro in prima, presenta dimensionale, la gravità del corpo umano ci gesto di comprendimento sia di sogliere il corpo stile con il fatto della suggestione di capire. Una domanda di padre comprime processato ci gesto di realizzare il padre ci cedi che è estremamente simbolico e la raccolta del progetto di viaggio. Tecnica scelta utilizzata in prima età tra una mimetica modulata metrici con la distinta e del passo del progetto di viaggio. Ora sempre la formula trasforma qui che veramente mi può essere sempre scusa e qualcuno viene fatta a risolare ci sono arrivato a dire la mia ora la prima che fa questo è fatta a dire non realizzare a praticare, decolatizzare ci modellare la passione comanda di identificare il rischio per ci calcolare la società di merito e l'ambiente di caratterizzare se ci sono e viene che la idea con due spedenti in un'idea di luce c'è convita a trattare di questo fatto non si può fare e l'ultima età aveva la tutti i nuovi spedenti che avevano in diverse combinati con luce fatto la luce culturale c'è avanzata la legge comiste e comiste la luce quasi vista e la comunità di una comunità di psicologia di pratica se fa parte di un fatto prima che ci vediamo nei modelli di licenza da parte di uomo ci genera il tematico facente ma fai sì di tutto che fa dare un tipo di misura per lo stesso male con il suo lascio malumato e mi ha fatto un cuore se come abbiamo l'immagine la giornata di futuro a periodo di male che si è detto anche fuori cioè di essere un medico malatico quasi si scrive su un ci senti male e grande alta cultura ci portano in alto e fanno le parti simili o invece di presentare documentare a un'immagine di un'esplosione proprio su un'esplosione che trattava nelle realtà che mi ha detto
social. În mod mai apropiat, este realizat o imagine sensitivă a titlului, spunem o curățenie de oameni, în urmă, sau fotografie, dar este negativ de titlul psihologic al societii, a titlului de imagine în urmă. Prin desfață semantică a figurii articolului se expun de comune conceptele mediatice promovate în traducțiul lor din discuții. Astfel, în primul etapă, se promovă tema legată de subiecte istoricul revoluționare, de gen și potrivite reprezentative, care reflectă viața cotidiană în trecutul lor comunului, mult așteptător de popoară. În următoarea etapă, subiectele abordate de patrocinie includ subiectele legii instanțului la faptul cu patrocinie comandantă, urma cu discuție despre subiecte în subiectul a ecologică, care în prima reprezintă maximă cultură și tradițiilor populare. În ultima etapă, se fie determinat la condiții de reprezentare a subiectului cotidianului, conceptelor, socioculturale și valorilor spirituale umane. Este prepară semantică. Este prepară, oară de simile ideologii comerciale, prin comunitate interclimatice climatice, gesturi concise și extensii patrice, care includ, de fapt, multe foarte valide în prepară de climatice, gestionare de fine ziunea specifică a acestui. Am vrut a doua, o să se rămână bine plictii etico-monatice și micropolitice la publicitate, cum ar putea să se înțelește viața cotidiană preagrită și de multe genera umană, descrise desigur pe sugestitice monată, poate ca bolă, ca frută. În ultima etapă, promovarea discursului meditativ asupra actualului conceptului dinamice legate de realitate și valorile scriptură umană, deschise prin oficiale sau în alte propagande, în ștată sau în zină, care reușesc cu punctul în direcție. Concluzirea conținutului. Demonstrează în zina de fapt, că nu este adevărul frânt, real, bătut în adevărat, pregătind omul cu muncii ca un erou al societății, uitor al cuplomului, din proșiații al fiscalei societăților comunității civile. Ulterior, o anumită medicalitate, luciditate și gândirea spirituală a prezentanțului, incluse într-un proces de actualitate mare a identității naționale, atingând diverse sugestii referitoare la istoria, tradiția, valorile și locurile majore ale vieții. Cred că astfel prezentarea asupra reflecției adevărului și deschis de Moșe Timpică, Pavloasă, Pasiune Dramatică, așteptată cu reflecții contemporane. Finalizând expunerea concluziilor obținute în urma studiului picturii figurative din RSS Moldovenească, se conturează realizarea completă a obiectivelor propuse și principalilor probleme înaintate spre susținere în cadrul cercetării date. În urma concluziilor, considerăm importantă propunerea unor recomandări.
Ca urmare a cercetării efectuate asupra picturii figurative de Chevalet din RSSM în perioada anilor 1945-1991, au fost identificate oportunitățile aplicative ale rezultatelor obținute, axate în mare parte pe continuitatea cercetărilor în domeniu, editarea materialelor cercetate și utilizarea acestora ca suport informațional pentru următoarele cercetări. Și vă mulțumesc mult pentru atenție. Asta este tot. Așa, acestea fiind spuse, vă rog, dacă aveți întrebări din sală la prezentarea care a avut loc, la prezentarea doamnei Liliana Platon, poate sunt întrebări ale, cu referire la această prezentare care a avut loc, dacă sunt, mă rog, poate concretizări, ceva completări sau unele neclarități care au fost prezentate. Cu atât mai mult aș vrea să vă întreb dacă este conexiunea bună și dacă se vede bine și dacă, într-adevăr, nu este problematic, pentru că suntem la așa, la o primă experiență online de susținere a tezelor de doctor și așa, suntem o primă rândunică, da, în domeniul științelor, studiu artelor vizuale, că avem o susținere pentru prima dată în domeniul artelor vizuale online, dar cred că trebuie să ne deprindem deja și cu aceasta. Noi așteptăm să se conecteze domnul doctor habilitat Tudor Stăvil, care este referentul principal al tezei de doctor pe care a înaintat doamna Liliana Platon spre susținere. Acum și până se conectează, deoarece a spus, suntem la prima etapă, deci de susținere și să sperăm că o să ne deprindem cu toate problemele tehnice și cu toate conexiunile care sunt și o să încercăm să soluționăm și pe viitor problemele care le întâmpinăm acum când ne încadrăm în unele în probleme pe care le întâmpinăm, fie și de ordin tehnic pe care noi le prezentăm acum la această susținere. Doamna Platon, până se conectează domnul Stăvilă, ca să ne răspund, să ne vină cu avizul referentului, este disponibilă să răspundă la toate întrebările sau comentariile sau ce aveți. Puteți să-mi spuneți cum ați ajuns, așa, ca să înțelegem și noi, dacă preferați și dumneavoastră în, așa, o întrebare, dacă preferați dumneavoastră în creația plastică, să implementați unele rezultate pe care le aveți sau în activitatea didactică, unele rezultate sau concluzii la care ați ajuns în parcursul elaborării acestei teze. De exemplu, dacă încercați să faceți și în creația proprie sau la studență, cât este de ajutor această modalitate sau această temă pe care ați abordat-o deloc ușoară, pentru că noi am văzut cum dumneavoastră ați crescut de la prima discuție sau primele prezentări ale tezei sau chiar de la aceleași articole pentru care au fost prezentate în revista Arta, de exemplu. Respectiv, noi, într-adevăr, ne bucurăm că avem un specialist și, într-adevăr, care se conectează. Bine, deci îmi pare bine, deci așa e. Foarte bine. Domnul, domn profesor Tudor Stăvil, noi vă invităm în coace la la masa noastră. Veniți, vă rog frumos, aici. Da, fiindcă este calculatorul care este lucrează și care este bine. Și în conformitate îi oferim cuvântul domnului doctor habilitat Tudor Stăvilă pentru a prezenta avizul referentului. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc, domnul președinte! Vreau să fac cunoștință cu recenzia mea la teza Lilianei Platon, pictura figurativă de Chevalet din RSSM moldovenească, la specialitatea 651-01, teorie și istoria artelor plastice, pentru titlul de doctor în studiu artelor și culturologie. Teza doamnei Liliana Platon aduce în prim plan tematica tabloului de gen figurativ, propunând propriile versiuni ale unei perioade destul de controversate cu referință la pictură de RSSM din perioada postbelică. Argumentul invocat în introducere cu prezentarea domeniului general de cercetare, precizarea obiectului și a segmentului temporal de studiu, fiind indicat scopul, obiectivele, noutatea științei și importanța teoretică aplicativă a lucrării, etc., reflectă în linii generale modelul clasic al motivației tuturor tezelor, acest lucru fiind pentru mine puțin important.
Mă voi referi concret la nivelul reflectării temei și argumentele autoarei. Eliana Platon a realizat un volum mare în domeniul temei respective, cunoaște detaliat autorii și operile acestora, s-a familiarizat cu numeroase publicații și cataloge, existența arhivele și bibliotecile din țară. A apărut de la începutul anului 1940 și până în 1991, demonstrând calități ale analizei formale a operei. În același timp, pretendenta la titlu confundă unele situații la care mă voi referi concret, făcând abstracție de volumul laconic al capitolului, care conțin doar partea motivațională a temei, cele mai importante informații fiind incluse în conținutul subcapitolului. Așadar, capitolul 1. Pictura figurativă în contextul evoluției artelor plastice. Prezintă rezultatele analizei situației în domeniul cercetare, conținutul fiind expus în trei subcapitole care reflectă trei aspecte importante ale cercetării, determinate prin studiul istoric, bibliografic și artistic, spune autoare. În subcapitolul 1.1, incursiune în evoluția picturii figurative, pagina 19, se specifică, este analizată evoluția picturii figurative europene și aici eu fac niște accentuări. De la Pompei, Herculane, pictura religioasă bizantină, Renaștere, pictura olandeză, icoana rusă, Parsuna. Cam mai apoi să aflăm, tot în acest subcapitol, despre asociația de artă, miriscusă, corect este lumea artei, Kievsko obșestvo, pagina 23, iar de la pagina 24 să aflăm despre civilizația cu timp Tripoli, care a existat 6-3.000 ani înainte de noastră. De la paginile 25-28, iarăși aflăm despre arta bizantină, frescă medievală și pictura religioasă, portretul naiv, Parsuma și icoana basarabeană, încheiindu-se textul cu arta laică a lui Nicolae Grigorescu, Dmitrii Sivastienu și Lusei Gambol, pagina 29. Nu înțeleg ce au civilizațiile arheologice, artele antice și arta religioasă într-un context în care subiectul se referă la arta laică profesională. Subcapitolul 1.2. Considerații generale asupra picturii figurative, studiul istoriografic. Autoarea prezintă rezultatele studiului istoriografic din domeniul cercetării și eu consider că acest capitol, acest subcapitol, ar fi mai rațional și logic să fie transferat ca primul subcapitol, cel anterior fiind completamente inutil în cadrul tezei. În subcapitolul 1.3, aspecte metodologice ale investigației picturii figurative de Chevalier. A fost expus succint traseul metodologic abordat în cadrul analizei picturii figurative, spune autoarea. Bine, dar nu se expune concret că pictura figurativă este sinonimă picturii de gen. Expus în monografiile Onorei Barbas, evoluția picturii de gen din Republica Moldova 1945-2000, apărută în 2002 și coincide cu tematica pretendentă la titlu. Analiza picturii figurative din anii 1945-91 este prezentă în capitolul 2, Pictura figurativă moldovească în perioada postbelică, pagina 47. În continuare, la aceeași pagină, urmează subcapitolul 2.1, Pictura figurativă moldovească și strategiile realist neoclasice, 1945-1952. De la bun început, trezește în îndumirie noțiunea realist neoclasice. Realismul european cunoscut de pe timpul lui Gustav Courbet, mijlocul secolului XIX, și cel rusesc, cunoscut din activitățile predvișnicilor, sunt lucruri incompatibile. Dar în ultimii au influențat arta basarabeană la începutul. Și mai inacceptabil este utilizarea termenului neoclasic, utilizat față de creația lui Jacques-Louis David, sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, și neacceptabil vis-a-vis de un proces artistic, local, contemporan, fiind o diferență de secole și o invenție a autoarei. În final, anii 1945-52, pictura din Resisea moldovenească poate fi caracterizată ca o etapă intermediară la realismul socialist. Fiind lipsă opere de valoare, majoritatea cărora create de plasticieni autohtoni demonstrează
calității profesionale, fiind educația în perioada interbelică a regatului, fără bănuit de existența ideologiei sovietice impuse de autorități în Moldova. Următorul subcapitol 2.2, identificarea tipicului figurativ în pictura moldovenească, 1952-1960. Face parte din subcapitolul anterior ca perioadă, fiindcă între 1945 și 1960 nu sunt autori și opere finale care se demonstrează că între prima și a doua etapă au apărut teme și procedee plastice noi, că s-a produs o ruptură. Nu a existat așa ceva și autoarea însă și o demonstrează elocvent publicat tematica expoziției timpului. A 30-a aniversare a Revoluției de Octombrie, Revoluția de 1905-1907, Răscoalele Țărănești, lupta eroică a partizanilor moldoveni pentru putere sovietică, Marele Război pentru apărarea patriei și altele, pagina 50, fiind constante până la mijlocul anilor 1980. La pagina 69 din capitolul 3, pictura figurativă în determinarea caracterului național, autoare specifică că la această etapă se conturează trei faze temporale de dezvoltare. Prima fază se prezintă în cadrul anilor 1960-1966, prin tendințele de abordare austeră a formei, apelând la decorativizare, monumentalizare, aplatizare și facturare ornamentală. A doua fază încadrează evoluția din anii 1966-1975, remarcată prin distinderea epico-baladică a motivelor figurative, verificând legăturile metrice, proporțiile și construcția reală a formei. Cea de-a treia fază marchează evoluția de anii 75-80, interesată de soluții neo-expresioniste în tratarea formei. Ce este adevărat în pasajul mai sus se referă doar la decorativismul și monumentalismul formei, specific pentru întreaga perioadă. Sub capitolul 3.1, soluția austere în pictura figurativă moldovenească din anii 1960-66. Unde autoarea specifică a fost descrisă formula inițială de implementare a tendințelor moderne. La noi vreau să specific și eu. La noi stilul auster, sobru, cumpătat, nu a existat în calitate de tendințe, fiind prezent doar în creația unui, Alexei Novikov. Iar reprezentarea austera formei ține de la corim, stilizare, sinteze, etc. În ceea ce privește tendințe moderne, dacă se referă la perioadă, atunci deplasăm temporal asta secolul 19-20. Perioada de existență a stilului modern sau arta 1900, etc. Ar fi fost mai logic de utilizat termenul tendinție contemporană. În subcapitolul 3.2, distinderea etică a imaginii figurative în pictura moldovenească a anilor 1966-1975. Autorii consideră că în pictura acestei perioade realizările s-au reflectat în procesul de identificare națională a tipului figurativ. Posibil. În egală măsură în care creațiile artiștilor plase sunt scoase din contextul cultural acestei perioade, caracteristic prin comandele stat și cenzură ideologică, moment care lipsește integral în teza doamnei Aurelie Platon, în tot textul, fără excepție, iar lucrările lui Mihai Grecu, consacrate în stăvarele puterii sovietice în Moldova și a lui Igor Vieră, Valarez Pământ, sunt minoritare în palmaresul autorilor. E o normalitate atunci când, pe lângă opere de valoare, în această perioadă, predomină lucrări cu tentă ideologică, deoarece tematica expozițională continuă fără modificări. 100 de ani de la nașterea lui Lenin, 25 de ani de la Victorie, cea de 50 de aniversare de la Revoluția din Octombrie, la Straja Păcii, 50 de ani a puterii sovietice, etc., pagina 78. Inovațiile în domeniul tehnologiei sunt reflectate și în următorul capitol 3.3. Incursiunea empirică din anii 75-80, pagina 94, capitolul 4. Noul figurativism în pictura moldovenească a anilor 80. Sub capitolul 4.1. Repere neo-expresioniste în pictura figurativă moldovenească la începutul anilor 80. Sub capitolul 4.2. Pictura figurativă în depășirea paradigmei tradiționaliste. Tema respectivă respectivele doctorate este constituită de introducere 4 capitole și 8 subcapitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, 257 de titluri, două anexe, anexa 1 cataloge și lista catalogelor expoziției în perioada de studiu și anexa 2 reproduceri, repertoriul de lucrări reprezentative în domeniul picturii figurative,
un volum total al tezei de doctorat, 190 de pagini, din care 139 de pagini, text de bază, corespunde cerințelor formale stipulate în regulamentele ANCD, luând în considerație observațiile prezentă recenzie, decizia finală urmând să fie luată în cadrul Consiliului Științei Specializat de susținere tezelor de doctor în studiul artelor și culturologie. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim foarte mult, doamn profesor Stăvilă, pentru o recenzie foarte detaliată. Într-adevăr, sunt lucruri foarte interesante, lucruri foarte importante care sunt prezentate în această recenzie la teza de doctor pe care a fost prezentată de către Leana Platon. Vreau să fac doar o singură remarcă, că ar trebui să corectăm că nu este vorba de regulamentele ANCD, dar regulamentele ANCD, dar asta cred că a fost o chestie tehnică. Deci nu este o problemă. Acum, cred că procedem după varianta care deja este bine stabilită, oferim cuvântul celui de-al doilea recenzent, doamna Angela Munteanu, care este pe fir cu noi și acum și o să încercăm și noi de legătura aceasta în continuare online care este. Și o să rugăm pe doamna Angela Munteanu să prezinte avizul asupra tezii, după care o să-i oferim cuvântul doamnei Leana Platon pentru a răspunde la obiecții, pentru a comenta sau pentru a-și... Nu mai intrăm în polemică, fiindcă avem mai multe de discutat în cazul dat. Deci, îi oferim cuvântul... Unde e Munteanu? Doamna Munteanu, ne vă rugăm foarte mult, porniți microfonul și fiți cu noi. Doamna Angela Munteanu, mă auziți? Doamna Angela Munteanu, doamna Munteanu, vă rugăm foarte mult mai așa ca să vă auzim și noi pe dumneavoastră mai bine. Vinare de la noi, poți? Da. Bine, mulțumim frumos, mai vă auzim. Specialitatea 651-01, teorie și istoria artelor plastice. Conducător științific, conferențiar universitar, doctor în studiul artelor, Vitalie Malcu. Subsemnată Munteanu Angela, conferențiar universitar, doctor în studiul artelor și culturologie, Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Departamentul Arhitectură, numit în calitate de referent oficial în Comisie de Analiză și Susținere a Publică a Tezii de Doctor, figură figurativă de șevalet din RSS moldovenească, elaborată de doamna Leana Platon sub conducerea științifică a domnului conferențiar universitar, doctor în studiul artelor, cercetător Vitalie Malcoci. Astfel, în urma analizei, am constatat că tema de cercetare abordată în cadrul tezei se încadrează în preocupările de cercetare științifică din țară și are o deosebită importanță atât în contextul prezent cât și cel viitor. Opțiunea autoare pentru abordare problemei picturii figurative de șevalet se înscrie într-o tematică bine precizată, cu rolul de a completa cunoașterea creației plastice dintr-un spațiu supus unor multiple influențe artistice. Astfel, teza de față, 190 pagini, două anexe cu listele catalogelor, anexa ilustrațiilor, bibliografie, aduce în prim plan genul picturii figurative de șevalet abordate de numeroși artiști din rezistenție moldovenească. Asumarea subiectului și prezentarea făcută de doctorandă vedește un laboros efort de documentare asupra operei artiștilor moldoveni din muzee, colecții de expoziție, dar și evaluarea critică a unor bibliografii vaste din 257 surse, deopotrivă autohtonă și străină. Teza are un caracter recuperator, un gen practicat de pictor, ceea ce sprijină ideea de aparține unui program clar, structurat și urmărit de către conducătorul științific Vitalie Malcoci. Autoarea tezei, Leana Platon,
abordează în temeiul unui plan care cuprinde o introducere, 4 capitole cu concluzii parțiale și concluzii finale, urmărit pe bază de argumente a evoluției picturii figurative moldovenești de șevalet din anii 1945-1991. Aduce în sprijin analiza expresiilor artistice a picturii figurative din arta plastică în perioada sovietică, susținerea perioadelor și etapelor creative specifice, dar și prin accentuarea valorilor picturii figurative de șevalet din Republica Moldovenească prin prisma procesului evolutiv, stilistic și morfologic. Procesul artistic se realizează în mod deductiv de la general la particular, pretindând clar și coerent direcția de cercetare, domeniul de reprezentare și segmentul temporal de studiu prin etape explicative. Un prim aspect ține de clasificarea tipurilor existentelor în pictură, după care urmează direcțiile de reprezentare a picturii de șevalet, iar ulterior formele de realizare plastică în cadrul direcției figurativului în sensul extins al termenului. Reținem de asemenea atenția acordată terminologiei acestui produs cultural și intelectual, atât ca determinând un concept de viață, complex de semnificații și context exprimat în relația sa cu timpul și spațiul Moldavei. Aprecieri și considerații. Scopul tezei de doctorat. Actualitatea și importanța temei constă în necesitatea studiului particularităților evoluției și specificul picturii figurative de șevalet din RSSS moldovenească. Studierea evoluției particularităților picturii figurative moldovenești de șevalet din anii 1945-1991 și introducerea în circuitul științific al datelor inedite cu referire la pictura figurativă de șevalești ca parte a patrimoniului artistic al țării. În concluzie, privitor la subiectul tezei de doctor, putem afirma că abordarea tematicii picturii de șevalet într-o teză de doctor este justificată și oportună. Structura tezei de doctorat. Structura studiului urmează traiectoria cronologică a perioadei istorice înscrise între anii 1945-1991. În introducere este prezentată actualitatea temei, este identificată problema tratată, modalitatea de abordare a acesteia, este evaluat gradul de cercetare a problemei, este definit scopul, obiectivele și metodologia cercetării. Astfel, capitolul 1, intitulat Pictura figurativă în contextul evoluției artelor plastice, prezintă o analiză a iconografiei problemei. Divizat în 3 subcapitole, descrie o incursiune succintă în evoluția picturii figurative și a locului acesteia în arta moldovenească. Capitolul 2, intitulat Pictura figurativă moldovenească în perioada postbelică, divizat în 3 subcapitole, vizează examinarea modalităților de realizare plastică variabile în arta strategiilor realist-socialiste. Capitolul 3, Pictura figurativă în determinarea caracterului național, separat în 3 subcapitole, expune particularitățile procesului creativ în cea de-a doua etapă evolutivă marcată de noi tendințe creative care produc o schimbare pronunțată în modelul de interpretare a realității. Capitolul 4. Noul figurativism în pictura moldovenească a anilor 80. La fel de vizat în 3 subcapitole, a fost transpus rezultatul în urma implementărilor empirice în arta modernismului, cursul întregului proces evolutiv în această perioadă, înființată la începutul și sfârșitul anilor 80,
Constă în perioade de vizate în viața culturală a Republicii și perioada anilor 1981-1991, separat în două subetape, 1980-85 și 1985-91, ce se completează succesiv prin spirit avangardist. În final, se face o generalizare a concluziilor făcute pe parcursul lucrării. În recomandările impuse de în competența acestui compartiment sunt prezentate propunerile ale autoarei pentru soluționarea problemelor luate în discuție, care vor ridica interesul pentru arta națională. Textul este conceput și structurat conform logicii cercetării științifice, este un text coerent respectând stilistica științifică, datele cercetării sunt sistematizate conform conceptului cercetării și generalizate în concluzii particulare la capitole și în concluzii generale. Concluzie. Structura tezei este logică, are calitatea de a fi concepută și răspunde exigențelor unei teze de doctorat. Modalitatea, metodologia utilizată. În realizarea obiectivelor propuse, autoarea a utilizat metoda iconografică, metoda interpretativă, formal-stilistică, iar pentru generalizarea opiniilor și argumentarea constatărilor a folosit metoda analizei istorice, metoda analizei comparative și istorico-comparativă. Concluzie. Metodologia cercetării este adecvată tratării subiectului, anunțată la începutul cercetării și aplicată pe tot parcursul lucrării. Reperii teoretice. Însăși elaborarea bibliografică suprapune și arată o corectă atenție în a surprinde prin numeroase surse nu doar o simplă evoluție, ci contextul istoric, forțele stilistice și curentele artistice care după automatizarea personajului târzie, dar evident marchează direct operele artistice și face posibile anumite concluzii. Notăm aici remarcabilul impuls pe care istoricii de artă din Republica Moldova l-au dat în ultimele decenii cercetării în domeniu, stimulând așadar o atenție aparte pe seama creației și cercetătorilor autohtoni, reevaluându-i pe mulți dintre aceștia și prezentând o viitoare sinteză națională. Astfel, autoarea Liliana Platon reiterează în statistica documentară datele enciclopedice, opere originale, albume, cataloge, reproduceri ale lucrărilor și altele existente în arhive și bibliotecile din țară. O deosebită importanță se acordă studiilor istoriografice care fie și tangențial, dar reflectă pictura figurativă în alte limite cronologice și geografice. Informațiile selectate sunt completate printr-o serie de monografii, eseuri, bibliografii de creații ale artiștilor, articolele din presa perioadei cu referire la domeniul de cercetare științifică elaborate de istoricii, criticii de artă și plasticieni atât în spațiul actual al Republicii Moldova, cât și din străinătate. Un suport valoros în domeniul științific al picturii moldovenești din anii 1945-1991 îl asigură cercetările analitico-științifice al picturii. Au fost analizate diverse aspecte legate de semnificația plastică, simbolismul imaginii sau expunerea morfologică al formelor. Aceste subiecte fiind abordate de criticii de artă din Republica Moldova și țările limitrofe. În cadrul acestuia se disting și studiile legate de problema compozițională a tabloului, formate de studiile acestora, realizărilor tehnice și coloristica în pictura anume roșilor cercetători, iar imaginea picturii naționale se conturează
prin biografiile de creație ale artiștilor, numeroaselor publicații din revistele științifice de profil, monografii, albume, cataloge, operelor realizate de specialiști în domeniul artelor vizuale, precum Tudor Stăvilă, Eleonora Prigalda Barfals, Ludmila Toma, Constantin Spână și mulți alții. Concluzie. Asigurarea bibliografică a cercetării în linii generale este făcută pe surse referitoare reprezentative documentului. Autoarea a valorificat toate sursele aferente unei cercetări în domeniu, aplicând pentru fiecare etapă de cercetare documentare științifică, analizată, praxologică, instrumente specifice de cercetare. Inovația și originalitatea științifică. Caracterul științific inovator al lucrării este determinat de tratare complexă și multiaspectuală a culturii figurative moldave. Elementul de noutate al tezei este prezentat de analiza surselor documentare, dezvăluirea particularităților și tendințelor picturii figurative de Chevalier, elaborarea tipologiei picturii figurative, analiza creațiilor ce abordează pictura figurativă de Chevalier, aspectele nelucidate în studiul artelor. Concluzie. Cercetarea este valoroasă, în special prin introducerea stilistică a unor opere cu tematica picturii figurative de Chevalier și reflectarea contribuției artiștilor la dezvoltarea genului. Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele cercetării pot fi utilizate pentru lucrări de sinteză consacrate istoriei artei naționale. Conținutul lucrării poate fi constituit și o sursă de informație pentru elaborarea suporturilor de curs pentru studenții Facultății de Arte din învățământul preuniversitar și universitar. Concluzii generale. La recomandările plastice sunt elaborate în baza materialelor și rezultatelor cercetării, prezentând o sinteză a celor mai importante rezultate ale cercetării. Evidențierea aportului personal al autoarei Liliana Platon în soluționarea problemei. Recomandările practice sunt clare și aplicabile în practică. Întregul conținut al tezei corespunde tezei abordate, la fel și publicațiile autoarei reflectă conținutul de bază al tezei. Concluzii finale și decizii. Tratând cu competență un subiect de a se impunea să fie evaluat cu rigoare, astfel organizându-și teza într-o logică evidentă și aplicând la multiple explicări, doamna Liliana Platon a dobândit merite după o laboroasă cercetare, respectând toate rigorile și cerințele de redactare stipulate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Moldovei. Și în acest sens o susținem pentru acordarea prestigiosului titlu de doctor în studiul artelor și culturologiei. Totodată credem că publicarea lucrării se impune pentru a servi spre cercetare a specialiștilor în domeniu. Vă mulțumesc! Doamna doctor Angela Munteanu, vă mulțumim foarte mult pentru referatul, recenzia dumneavoastră la teza Lilianei Platon, pictura figurativă de Chevalier din Resistența. Aș vrea să vă felicit cu premieră, pentru că sunteți în premieră recenziat la teza de doctorat. Mi-a adus aminte emoțiile pe care le-am trecut în nu de mult, pe care împreună, adică dacă a avut susținerea tezei de doctor. Vă felicit încă o dată cu acest acest prilej de a veni în calitate de recenzent la teză de doctorat și totodată vreau să vă felicit și să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați realizat o recenzie în conformitate cu titlul de certificare și de susținerea tezei de doctorat care este aprobat de către CNA și ulterior de ANAC care este succesorul.
profesor de director și respectiv a ținut cont de toate obiectivele, de toate propunerile, toate recomandările care sunt stipulate și cum ar trebui să fie o recenzie la teza de doctor sau de doctor habilitat. Deci aveți o dublă felicitare și un dublu mulțumesc din partea noastră. În continuare, da, dacă nu sunt întrebări din partea membrilor Consiliului Științific, am să ofer cuvântul pretendentei, doamna Eliana Platon, ca să răspundă la sugestiile, obiectele care au fost expuse de către primul recenzent, pentru cel de-al doilea recenzent, doamna Angela, doctor Angela Munteanu, a apreciat înalt această teză care a fost pe care o susținem acum. Și pe cuvântul doamnei Eliana Platon ca să dea răspuns la unele obiecții care au fost expuse de către primul recenzent. Domnul doctor s-a dat cu doctorul. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, stimați recenzienți de Consiliul Științific. O să vin și eu cu o replică ca răspuns la sugestii, observații de studii. Referitor la observațiile recenzientului domnului Victor Stăriva, vom face o mică precizare. Referitor la ceea ce a spus dumneavoastră între pintura figurativă și pictura de gel. Vreau să fac o claritate. Deci, intenționată prezentarea mea în slide-ul 2, am inclus un tabel prin care am demonstrat diferența sau ca să nu fie această confuzie, această încurcătură. Deci, scena de gen este un subiect tematic, este o temă. Pictura figurativă include mai multe subiecte. Subiectul istorico-revoluționar, subiectul istoric, scena de gen, portret și inclusiv compoziția figurativă. Deci, intenționat, la sfârșitul slide-ului prezentat, am redus totul la compoziție figurativă ca să nu existe o confuzie. Deci, mă refer la toate reprezentările figurative din cadrul tabloului, din cadrul picturii de șavalet. Referitor la istoriografie, incursiunea istorică, în mod tradițional, se face întâi în plan universal, apoi în plan național. De aceea, incursiunea mea prezintă întâi istoriografia picturii figurative de la începuturi până în perioada modernă, practic de acolo de unde a fost în mare parte preluată influențele sau inspirațiile pentru pictura laică de șevalet în pictura națională. După incursiunea istorică în plan universal, s-a inclus incursiunea istorică în plan național și a regiunilor limitrofe. Aici am vorbit și despre pictura estică, despre pictura vestică din imediata apropiere a Republicii Moldova și în final despre pictura Republicii Moldova sau perioada basarabeană. Tot aici voi face așa o mențiune. În teza scrisă și publicată pe site-ul ANACEC și peste tot, este inclusă denumirile grupărilor sau mișcărilor artistice în limba rusă originală și inclus traducerea care a fost găsită, nu inventată de mine, a fost găsită, poate am găsit mai multe versiuni și a fost preluată o versiune care considerați dumneavoastră că nu este corectă. Eu o să iau în considerațiune aceste observații și neapărat o să fac modificările necesare în teză și voi aduce la finalizare teza așa, ca să fie ținut cont de toate obiecțiile. În rest, vă mulțumesc și neapărat voi ține cont de cele spuse. Mulțumesc foarte mult! Acestea fiind spuse, din păcate, domnul Tudor Stăviu, doctor habilitat profesor, nu avem conectat sau a ieșit din sală, a ieșit din conexiune,
De ce nu este aici, pe loc prezent, ca să audă acest răspuns, dar sper că o să fie și posibilitatea din a-l vedea în online, adică prezentarea care o să se păstreze și în versiunea electronică. Deci, ca să urgentăm și ca să nu să ne fie mai comod în continuare, aș ruga conducătorul științific, domnul Vitalie Malcoș, doctor în studiu artelor și conferențiar universitar, în calitatea sa de conducător științific să vină cu o caracterizare a calităților profesioniste a doctorandei, a pretendentei la grad științific, iar pe doamna Liliana Platonă o să rog să pregătească răspunsurile la nota informativă privind recomandările și obiectele care au fost transmise de către Comisia de Expertiză de la ANACEP. Și după care, după aceasta, începem discuțiile în cadrul Consiliului Științific. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Am să fiu foarte succint, deoarece toată lumea, deci atât referenți oficiali, cât și membrii Comisiei Consiliului au făcut cunoștință cu teza. Nu o să mă refer deci la structură, etc. Am să remarc doar câteva lucruri foarte importante. Deci, pictura figurativă de șevalet s-a aflat permanent în vizorul istoricilor, cercetătorilor, a criticilor de artă, însă un studiu profund în această privință n-a fost până în prezent realizat. Cercetările anterioare abordau diverse aspecte ale problematicii sau chiar erau deci, reflectate prin intermediul altor metodologii. Pentru competitoare, tema dată a fost o provocare foarte serioasă, care a necesitat și mai mult timp și mai multă muncă pentru a realiza acest studiu. Și dacă de la început, când a început deci, cercetarea, problema ce date erau foarte multe probleme încă neînțelese, nepătrunse până la sfârșit, încetul cu încetul, deci competitoarea s-a familiarizat cu toate aceste lucruri, a avut posibilitatea de a cerceta subiectul sub toate aspectele și să-l realizeze într-o lucrare, după mine, foarte bună. Fiecare poate să-i dea părerea, are tot dreptul, dar trebuie și argumentat, deci, nu știu, obiecția sau anumite, eu știu, scăpări care au fost făcute. De aceea, eu aș îndemna atât membrii Consiliului, deci toți colegii noștri, ca să voteze cum le dictează inima și să înaintăm această lucrare pentru ANACEP, ca să îi se confere titlul competitoare, deci conform specialității. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult pentru apreciere, fiindcă, într-adevăr, doamna Liliana Platon v-a avut pe parcursul anilor în calitate de mentor, dumneavoastră ghidând-o cu mai multe sfaturi, mai multe recomandări, sugestii și ați făcut, într-adevăr, un tandem de cercetare foarte bun și care s-a finalizat astăzi cu susținerea publică a tezei și sper că o să ne putem felicita și până la pe sfârșitul acesta cu o realizare și a Consiliului Științific. În continuare am să-i ofer cuvântul doamna Liliana Platon pentru a răspunde la obiectele ANACET, iar doamna Natalia Procopă aș vrea să pregătească lista avizilor și dacă sunt avizii care au venit în adresa Consiliului Științific Specializat și care sunt obiectele și propunerile la acest capitol. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna președinte! În urma notei informative privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor pictura figurativă de șevalet din RSS Moldovenească la specialitatea 651-01 Teorie și istoria artelor plastice, am făcut următoarele corecții. Deci voi da citire inițial obiecțiilor sau recomandărilor
din nota informativă a Comisiei de Experți ANACEC și răspunsul sau realizarea în cadrul lucrării a acestor obiecții. În adnotare, cuvinte cheie se recomandă de completat cu pictura figurativă. Au fost completate cuvinte cheie în limbele română, rusă și engleză, pagina 3, 4, 5, 9. Adnotare, în varianta rusă, necesită o redactare stilistică. A fost redactată stilistic adnotarea rusă, pagina 4. De reformulat scopul cercetării. A fost reformulat scopul cercetării, pagina 3, 4, 5, 9. De revăzut obiectivele din punct de vedere a realizării acestora, de reformulat punctul 4. Au fost revăzute obiectivele cercetării și au fost reformulate acestea la pagina, a fost reformulat punctul 4 la pagina 3, 4, 5, 9 și 44. Compartimentele introducere, concluzii și recomandări trebuie să includă elementele specificate în ghid. La introducere nu se recomandă de indicat ce am obținut, dar ceea ce vrem să facem, de ce, cum etc. Iar rezultatele, inclusiv 3-5 cele mai importante care au contribuit la soluționarea unei probleme, de indicat la concluzii și recomandări. A fost reformulat conținutul compartimentului introducere. Au fost incluse elementele specificate în ghid, ipoteza de cercetare, sinteza, metodologie de cercetare, etc. Și au fost excluse rezultatele obținute în urma cercetării din pagina 8-14. Au fost revăzute, redactate concluziile și recomandările tezii conform ghidului la pagina 135-138 al tezii. De revăzut concluziile capitolului 1, formulând rezultatele concrete obținute în cadrul cercetării. Au fost revăzute concluziile capitolului 1 și subliniate rezultatele obținute în urma cercetării situației în domeniu, pagina 44-46. De lichidat redundanțele textuale și aprecierile exagerate, neargumentate la capitolul 4. Au fost lichidate redundanțele textuale în capitolul 4 și au fost reanalizate aprecierile exagerate din cadrul acestora. Pentru corespunderea mai bună a titlurilor și conținutului, au fost modificate denumirile capitolului 4 și a subcapitolilor acestuia, pagina 104-134. De adăugat surse la toate figurile din lucrare, au fost adăugate sursele de proveniență a figurilor inserate în conținutul tezei, paginile 50, 53, 55 și altele. De revăzut concluzii generale și recomandări prin prisma reflectării aportului personal în abordarea problematicii tezii, concretizând anume în care publicații și la ce pagină se regăsesc aceste idei. Au fost revăzute concluziile generale cu rezultatele obținute ce evidențiază aportul personal în problematica tezii. Au fost incluse trimiterile la publicațiile sau compartimentele tezii care reflectă rezultatele date. De asemenea, au fost revăzute recomandările din compartimentul concluziilor, pagina 135-131. Conform prevederilor ghidului, bibliografia utilizată în lucrare trebuie să fie prezentată în teză în conformitate cu standardul național SME-ISO 690-2012. A fost redactată prezentarea bibliografică în teză conform standardului național menționat, pagina 140-153. Cam acestea au fost obiecțiile Comisiei de Experți ANACEC, care au fost corectate, modificate în teză, verificate de conducătorul tezii și președintele Consiliului Științific Specializat. Mulțumesc! Și noi mulțumim, doamna Liliana Platon, fiindcă în ședința prealabilă a Consiliului Științific de Specializat de Susținere a Tezii, care a avut loc pe data de 19 mai, doamna Liliana Platon a
dat citire obiecțiilor și a venit cu răspunsul la obiecția pe care le-a îndeplinit deja și respectiv tot atunci a fost aprobat și autorizat spre publicare referatul tezei de doctor a doamnei Liliana Platon. În continuare, în adresa Consiliului au venit avizie la referatul tezei și pe care am să o rog pe doamna secretar științific al Consiliului, doctor Natalia Procop, să le dea citire. Vă mulțumesc, stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat. Avem trei avize din partea domnului Alexandru Cocin, doctor în arhitectură, conferențiar universitar Universitatea Tehnică a Moldovei, Iraida Ciobanu, doctor în studiu artelor și culturologie, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova și Vasile Dohotaru, maestru în arte, membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Stimați membri ai Consiliului, cu permisiunea dumneavoastră voi da citire doar concluziile finale, pentru că cele toate trei avize prezentate sunt pozitive. Autorii menționează despre originalitatea, noutatea științifică a cercetării. Din avizul domnului Cocin, am citat, teza de doctor elaborată de Liliana Platon va fi utilă atât istoricilor din Republica Moldova și România, cât și specialiștilor din domeniul artelor, muzeografilor, cadrelor didactice și alții. Lucrarea poate servi ca repier teoretic și metodologic pentru elaborarea unor teze de masterat, doctorat, suporturi și note de curs, publicații științifice în domeniul studiu artelor. Informațiile concentrate în paginile tezei pot fi folosite în cursurile pentru studenții facultăților de arte, plastice și design. În concluzie, susțin conferirea doamnei Liliana Platon gradului științific, doctor în studiu artelor și culturologie. Semnat domnul doctor în arhitectură, Alexandru Cocin. Următorul aviz din partea domnului Vasiliu Dohotaru. În concluzie, consider că studiul științific elaborat de Liliana Platon este unul de valoare majoră, necesar domeniului științific, dar și celui practic. Lucrarea poate completa înțelegerea profundă a picturii figurative și va favoriza promovarea sau dezvoltarea segmentului dat în arta plastică contemporană. Și cel de-al treilea aviz, semnat de către doamna doctor în studiu artelor și culturologie Iraida Ciobanu. În concluzie, doamna consideră că studiul științific elaborat de Liliana Platon este complex și multiaspectual, prezentând noutate și originalitate științifică. Lucrarea corespunde cerințelor de elaborare a tezei de doctorat și poate fi susținută în cadrul Consiliului Științific Specializat pentru obținerea titlului de doctor în studiu artelor și culturologie de către Liliana Platon. Cam acestea au fost avizele. Toate sunt pozitive. Niciunul dintre autorii avizelor nu a remarcat obiecții. Sunt doar momente pozitive. Cum și ceva mai rău, membrii, da, vorbesc? Mulțumim frumos, să înțeleg că avem avizii pozitive și rămânem în speranța publicării unei monografii și să ne întâlnim, să sperăm că nu o să fie deja în situația epidemiologică, dar să ne întâlnim împreună la lansarea acestei monografii, luând în considerare obiectele constructive care au fost expuse. În continuare, acestea fiind spuse, vă rog că membrii Consiliului Științific Specializat, în ordinea care a fost expusă în decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, să ne pronunțăm asupra valorii aplicative, calitative și noutății științifice și originalității tezei de doctor pe care ne-a prezentat Liliana Platon. Doamna membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat Mariana Șlapac, conferențiar cercetător, cercetător științific principal la Institutul Patrimoniu Cultural, vă rugăm foarte mult în ordinea în care este prezentată conform acestei decizii să vă pronunțați asupra valorii aplicative, teoretice și noutății științifice a lucrării pe care astăzi o susținem. Doamna Șlapac, mă auziți? Doamna Șlapac, aveți cuvântul, noi vă așteptăm pe dumneavoastră să vă conectați. Noi de auzit vă auzim deja.
neurologie realizată de doamna Liliana Platon. Lucrarea doamnei Liliana Platon își propune abordarea victoriei din perspectivă națională în perioada anilor 1945-1991. Interesul pentru un astfel de gen a existat întotdeauna, însă pictura de șevalet din spațiul investigat era considerată un gen minor prin tratate fragmentar, insuficient și superficial. Motivațiile cercetării care au stat la baza acestui travaliu sunt gândite pentru a acoperi un gol informațional din domeniul artelor plastice și a prezenta pictura figurativă de șevalet din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească prin prisma procesului evolutiv, stilistic și morfologic. Folosind numeroase surse și punând în circulație date inedite, autoarea încearcă să aprofundeze compartimente abordate sumar de înaintaș și să adauge altele noi, parțial sau cu totul ignorat. De altfel, pictura figurativă din perioada examinată constituie un subiect important de studiu din arta plastică moldovenească, care completează dimensiunile valorice ale culturii și artei naționale. Tema demersului științific este originală și actuală prin faptul că autoarea abordează problema figurativului în pictura de șevalet din RSSD, iar lucrarea răspunde unui imperativ, acela de a valoriza științific pictura figurativă moștenită din perioada sovietică. Ampla documentare a lucrării, analiza critică a istoriografiei, aducerea în circuitul științific a unui număr impresionant de opere picturale și nume noi de artiști plastici, au contribuit la formarea coerentă, rațională a scopului tezii și a obiectivelor de cercetare, precum și la identificarea problemelor teoretice și propunerea recomandărilor de ordin practic. Autoarea a dat dovadă de capacități de procesare critică a materialului științific și artistic examinat în baza metodelor specifice de cercetare, de fundamentare teoretică și de interpretare critică a informației utilizate, fapt ce a dus la conturarea unei imagini de ansamblu referitor la pictura de șevalet din RSSM moldovenească. Calitatea științifică a tesei este determinată de concluzii bine argumentate, care integrează principalele rezultate ale cercetării. Metodologia investigațiilor corespunde studiilor în domeniul științelor umanistice, iar demersul științific este elaborat în baza unui aparat critic susținut de interpretarea creativă a autoarei. În capitolele tesei sunt prezentate rezultate palpabile, datele și ipoteze originale de autor. Constituind o sinteză a studiului despre pictura de șevalet cu numeroase informații despre activitatea artistelor plastici, tehnicile de lucru, descrierea operelor de artă, prezentă teză va servi drept suport de curs pentru studenții și cadrele didactice facultăților specializate în domeniul artelor vizuale, muzeografilor, cercetătorilor în domeniul studiului artelor și culturologiei. Analizând demersul științific prezentat de doamna Liliana Platon, se poate conclude că avem în față un studiu aprofundat, complet, elaborat cu siguranță și o curăteție. Lucrarea este executată la un nivel înalt, în conformitate cu ghidul ANACEC. Conținutul de bază, concluziile și recomandările, locul ilustrativ, anexele și bibliografia sunt realizate în strictă conformitate cu cerințele regulamentare, fiind prezentate corect, echilibrat, iar adnotările în limbele română, engleză și rusă posedă toate componentele menționate. Considerăm că lucrarea științifică elaborată de doamna Liliana Platon corespunde tuturor rigorilor înaintate față de o teză de doctor și completează un compartiment important din domeniul artelor plastice naționale. Vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă, membru corespondent Mariana Șlapat. Într-adevăr, este o apreciere foarte bună pentru pretendenta noastră, care a avut o cale lungă pentru a ajuns la această susținere publică a tezii. În continuare, am să ofer cuvântul doamnei Eleonora Bigauda, doctor în studiu artă, profesor universitar, la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, care în calitate de specialist în domeniu și care, adică, am înțeles că are și știu cu de litografie, care și o carte, dar care se cheamă Cică Asemănător, da? Și care abordează aceeași subiect. O să rugăm pe doamna Eleonora Bigauda, doctor în studiu artă, profesor universitar, să
apoi să se exprime și ea asupra subiectului cu privire la importanță, valoare teoretică, aplicativă și originalitatea tezii reprezentate de către doamna Eliana Platon. Doamna Eliana Platon, vă mulțumim foarte mult, vă auzim. Doamna Eleonora Bigalda. Telefonați, vă rog frumos, poate e și pe puțin. Dați, vă rog, microfonul, doamna Brigalda. Da, doamna Brigalda, trebuie să le pierd microfonul. Este. Un moment. Doamna Brigalda, ne putem să le vedem. Da, ok, le vedem. Bună ziua, stimată doamnă președinte, doamnă secretar, membrii Consiliului Științific Specializat, sunt curioasă să vă salut astăzi. Și vreau să zic că, într-adevăr, teza doamnei Eliana Platon am avut posibilitatea să o subliniez nouă dată, la diferite etape de realizare. Și, în principiu, aș menționa că actualitatea investigațiilor inițiate de doctoranda Eliana Platon și, în special, abordarea picturii figurative de șevalet în contextul artelor plastice din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în anii 1945-1991 este incontestabilă. Secole de-a rândul, imaginea pictată se supunea într-un tablou unor reguli, de toți recunoscute ca viabile în ceea ce privește construcția formelor, coloritului, compoziția, clar-obscurul și perspectiva. Pictura, într-un fel sau altul, era axată pe noțiunea de figurativ. În secolul 22, pictorii renunță rând pe rând de la aceste reguli și, în final, însăși ideea de real ca subiect este complet abandonată. Arta abstractă cunoaște o răspândire de mari proporții, iar arta figurativă este oarecum în dezgrație. Ultimul capitol, chiar din monografia mea, Evoluția picturii de gen din Republica Moldova, este intitulat Criza picturii de gen din Republica Moldova și, practic, relevă această situație. Actualmente putem observa o anumită reîntoarcere la figurativ, ceea ce ne demonstrează și multiplele expoziții din Europa de Vest și Statele Unite ale Americii. În acest context, teza Lilianei Platon este nu numai o încercare de a delimita cu plus de rigoare conceptul de pictură figurativă în evoluția artelor plastice, ci și un demers de reabilitare a figurativului în pictura de șevalet. Meritul autoarei constă în faptul că a abordat o problemă extrem de complexă și puțin studiată în literatura de specialitate, ca obiect de sine stătător. În teza dată, autoarea ne prezintă cu lux de amănunte evoluția picturii figurative atât europene cât și naționale. Identifică tendințele și curentele artistice. Scoate în veleag creația unor artiști plastici care până acum nu au fost cercetate de specialiștii în domeniu. În acest același timp, apreciem competența autoarei în decodificarea picturii figurative în multiplele ei aspecte. Structură compozițională, dramaturgie, plastică, tehnică și stil, mesaj. Aș vrea să menționez la fel conținutul consistent, fundamentarea teoretică și metodologică a cercetării. Concluziile argumentate atât la finele capitolului, cât și cele generale. Textul, după mine, este structurat logic, echilibrat, autoarea utilizează o bibliografie relevantă și de dată recentă. Cred că merită să fie susținută în vederea obținerii titlului de doctor în studiu artelor și culturologie. Vă mulțumim foarte mult! Salute, salut! Nu mai este mult!
Vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă doctor Eleonora Brigaldă, doctor profesor universitar, pentru înaltă apreciere pe care dumneavoastră a făcut pentru pietre elaborată de doamna Liliana Platon. Într-adevăr, este o apreciere foarte importantă și pentru care noi ținem foarte mult la opinia dumneavoastră și la cei ce sfaturile și spunele pe care dumneavoastră pe care dată veniți la tezele, la examinarea tezelor de doctorat. În continuare, am să-i ofer cuvântul doamnei Rodica Usache, doctor în studiu artă, conferențiar CEC Universitar, de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, care, în calitatea sa de specialist în domeniu, vine cu o informație și o expunere proprie a calității și valorii aplicative, teoretice și noutății, dar și originalității tezei pe care o avem la ziua de astăzi. Doamna Usache, aveți să întâmplă. Mă adresez către stimați membri ai Consiliului Dumnezeu. Eu am să dau 4 avizuri asupra tezei bibliotecă a doamnei Liliana Platon, referitor la pictura figurativă de șevalierie de DSZ-ul moldovenească, dar înainte de aceasta eu am să fac o mică introducere care poate nu se referă direct la problema cercetată, dar totuși ține de figurativul în artă. Sper că n-am să vă rețin foarte mult, da? Deci, cu permisiunea dumneavoastră, eu am să încep. Deci, omul din momentul conștientizării lumii și a sinelui atins spre a se exprima plastic prin semne și imagini, începând cu semne abstracte, geometrizate, cum ar fi puncte, linii, etc., el trece treptat la imagini figurative, stilizate la început, apoi tot mai clare. Această formă de exprimare plastică a lumii înconjurătoare devine predominantă și pe parcursul secolilor tinde tot mai mult spre perfecțiune. Reprezentarea imaginii obiectelor realist se datorează obiceiului de a imita sau a copia obiectul vizibil, apoi de a-l reda după memorie și imaginație. Însă și Aristotel, când epoca antică, deci promova mimesisul, adică imitarea, deci ca un factor decisiv în studierea artei sau în studierea artistică a lumii. Deci, cu certitudine, pe parcursul istoriei, oamenii sau artiștii nu și-au pus întrebare de ce lumea este reprezentată într-o lume realistă, recognoscibilă. Pentru ei, la moment, conta expresia unor idei, emoții, sentimente, stări, idealuri și cerințe ale epocii. Dar la o analiză mai profundă se poate de înțeles că această modalitate de redare a lumii înconjurătoare ține îndeosebi de specificul creierului uman, de particularitățile proceselor psihice, precum este percepția și memoria, care, indiferent de tipul său, deci fie operațională, de scurtă sau de lungă durată, se manifestă prin reprezentări de imagini, adică omul percepe lumea în imagini. Deci acești și alți factori luați împreună contribuie la dezvoltarea unui anumit tip de gândire concretă, imaginativă, care sunt foarte importanți acești factori în realizarea unor imagini plastice, mai ales în pictură. Din aceste considerente, omul, indiferent de epocă, rasă, poziție socială, va tinde întotdeauna spre forma realistă de percepție și înțelegere a lumii. Chiar dacă formele de reprezentare variază de la o epocă la alta, în funcție de cerințele vremii, cum am mai zis, fie realist, fie stilizate, geometrizate, conform unor canoane, etc. Deci imaginea lumii obiectuale rămâne până în secolul 20 în limitele recognoscibilului. Dar odată cu transformările permanente în societate, care iminent duc la modificarea de percepție psihică a mediului înconjurător și a complexității universului spiritual al individului, omul tinde spre forme abstractizate de expresie plastică a ideilor. Acest factor plasează imaginea figurativă din artele plastice, în cazul nostru pictura, la hotarul între spațiul tangibilului și efemerului. Dar întotdeauna există artiști care preferă să rămână și să se exprime într-un limbaj figurativ realist. Deci, această mică introducere are drept scop accentuarea importanței studiului problemei în cauză în artele plastice, subiect selectat și abordat de către doamna Platon Liliana pentru cercetare științifică minuțioasă.
În demersul propus de către doctoranda Platon Lilianu, autoarea a încercat să realizeze o analiză evolutivă sub diverse aspecte a imaginii figurative din pictura moldovnească din perioada 1945-1991. Pentru investigarea propusă, analizei doamna Platon aduce o contribuție considerabilă în cercetarea artelor plastice din Republica Moldova. Teza de doctor în studiul artelor și culturologie, pictura figurativă din Republica Moldova 1945-1990 a doamnei Platon prezintă un studiu metodic bazat pe cercetarea și analiza surselor literare de specialitate, a documentelor de arhivă, din presa cotidiană, a repertoriului imagistic și lucrărilor artistice aflate în muzeele țării și în colecțiile particulare, de asemenea și în arhiva personală a autorilor, din câte știu eu, doamna Liliana a vizitat ateliere, muzeele, deci toate a fost o cercetare destul de minuțioasă, într-adevăr. Ținem să precizăm că, deși domeniul respectiv a intrat în vizorul mai multor cercetători, sursele existente se rezumă la informații cu un caracter de cele mai multe ori contemplativ. În contextul unor descrieri ale creației câtorva artiști plastici, dacă vorbim de publicistică, deci, sau a evoluției fenomenului artistic național dintr-un anumit segment istoric. Și anume lipsa unui studiu științific complex de analiză și sinteză al aspectului în cauză a determinat actualitatea temei de cercetare. Eu n-am să mă opresc la scop, la obiectivele propuse de doamna doctorandă, deoarece ele au fost deja expuse astăzi și ele sunt și în teză. Deci, demersul științific propus este justificat prin necesitatea abordării problemei evoluției imaginii figurative în pictura națională, de asemenea prin definirea specificului acestuia, prin relevarea procesului evolutiv, stilistic și morfologic în funcție de anumite perioade istorice și de preferințele sau tendințele plasticienilor autohtoni care au abordat subiecte cu implicarea figurativă a imaginii, deoarece sunt artiști care în paralel deci abordează și genul natură statică și tematică, zicem așa, compoziție de gen și alte aspecte. În investigarea problemei, doctoranda a recurs la mai multe metode de cercetare specifice studiului artelor, precum ar fi metoda comparativă, istorico-comparativă, formal-stilistică, interpretativă și chiar metoda analogiei cu analogia cu alte studii din țările limitrofe. Deci ca toate aceste metode permite identificarea căilor de evoluție a picturii figurative în contextul artei universale, naționale, precum și particularitățile ei în creația diverșilor artiști. Doamna Platon Lilianu a scos în evidență traseele de interconexiune a picturii figurative din diferite segmente istorice, a întreprins o sistematizare a operilor realizate în domeniul picturii din diferite perioade istorice și a remarcat numele artiștilor care au practicat acest gen de pictură. Doctoranta în procesul investigării s-a axat pe elucidarea factorilor sociali, politici, culturali și alții ce au contribuit la configurarea specificului său, la determinarea aspectului tematic, stilistic și tehnologic. Reperele de bază în investigarea problemei abordate sunt axate pe două direcții de cercetare, deci una fiind cea istorică și a doua artistică, fapt ce denotă competențe ale autoarei în aceste domenii și care cresc substanțial valoarea demersului științific. Totodată, ulterior analizei procesului evolutiv, stilistic și morfologic, al examinării complexe și multaspectuale a picturii figurative din RSS moldovenească din perioada 1945-1991, dumneiei a lucidat principalele aspecte ale sistemului morfologic din cadrul operilor plastice și a făcut următoarea clasificare bazată pe diverse aspecte ce vizează evoluția, forma, mesajul semantic al figurativului în pictura națională și fiecare cu anumite subetape. Deci, referitor la evoluția picturii figurative din RSS moldovenească, dumneavoastră a determinat
trei etape succesive, fiecare cu mai multe segmente temporale de dezvoltare, manifestate prin schimbări de ordin plastic și semantic al imaginii figurative, adică de la redarea realistă a imaginii plastice în perioada 1945-1960 la o redare mai austeră, decorativă, deci în perioada anilor 1960-80 și una marcată de tendințe postmoderniste, neoexpresioniste, deci diferită de, zicem, de imaginea tradițională a figurativului. Deci în ultima perioadă determinată sau clasificată de dumneavoastră 1980-1991. Ceea ce ține de forma imaginii figurative pe parcurs perioadei de studiu, doamna Platon pune în evidență principiile de operare plastică bazate pe structura compozițională, dramaturgia plastică, tehnica și stilul, caracterul și tipologia figurativă utilizată. Și în acest context, doctoranda recurge la o clasificare conform perioadelor intermediare, deja menționate, și dumneavoastră relevă procedeile organizaționale după principii academiste, deci dacă vorbim în prima perioadă, a doua, deci sunt procedee, cum ar fi arta sau procedeul decorativ, aplatizat, monumental, deci cu scop de evidențierea caracterului etnografic național, deci cum am mai zis în a doua fază, și unul foarte variat din imagini asamblate la întâmplare cu scop de evidențierea valențelor semnificativ simbolice în ultima etapă de dezvoltare a artei naționale. Analiza operelor picturale sub aspect tehnic și stilistic scoate în evidență variate forme de modelare a imaginii, de la o transpunere mimetică, deci așa cum cerea și Aristotel, modelaj neted și coloristica rezervată în tonuri calde, de obicei, zicem așa, tonuri calde, întunecate, se poate zis, iarăși vorbim de faza de început, la una decorativă cu modelare sculpturală obținută din îmbinarea diverselor facturi și texturi plastice, unde figurile sunt intenționat supradimensionate, ponderate, au gesturi îndrăznețe, solemne sau festive, totul în funcție de cerințele și din perioada a doua. Și dacă vorbim sub aspect tehnic, vorbim de o imagine impregnată de experimentări tehnice, facturale și coloristice, ce ține de, mai degrabă de influența anumitor stiluri moderniste europene. Deci vorbim de ultima fază a dezvoltării artei naționale. Deci un aspect important al cercetării problemei date este și analiza mesajului semantic al figurativului, deoarece anume imaginea figurativă este ceea care are rolul determinant într-o operă de artă. Deci pe lângă, evident, pe lângă colorit, tehnică, eclerar și altele, deci atunci când avem de transmis anumite idei conceptuale foarte importante. Deci doctoranda a elucidat tematica, conținutul și profunzimea semantică a subiectelor abordate în pictura națională în funcție, iarăși, de perioadele vizate. Acestea variază de la subiecte istorico-revoluționare, de gen, portrete reprezentative care reflectă viața cotidiană, trecutul glorios al neamului, munca în prima perioadă și treptat se trece la o tematică așa numită leninistă, militar-patriotică sau epico-baladică cu referințe la basmele, folclorul și tradițiile populare. E vorba de perioada de mijloc 1960-1980. Și la fel se întâlnesc subiecte libere ce țin de reflecția asupra vieții, asupra problemelor socioculturale și a valorilor umane eterne, care pun totodată în valoare complexitatea afectiv-meditativă a spiritului artistului, care se află într-o permanentă căutare a adevărului. Deci începând din 1980 până în prezent, de fapt, deși limitele cronologice în teză sunt altele. Și ceea ce ține de teză, aș mai vrea să mai adaug că este foarte remarcabilă vasta bibliografie utilizată de autoare în procesul investigării, deci ea cuprinde în jur de 296 de surse, evident mă refer și la cataloage, nu doar la zicem așa, sursele mai consistente. Așa. De asemenea, multiple trimiteri folosite în text fac ce denotă competență pentru o documentare riguroasă, deci pe mine chiar m-a
impresionat faptul că doctoranda foarte minuțios și foarte la locul său a clasat aceste surse. Deci materialul teoretic este completat cu anexe ce includ imagini și lucrări artistice. De asemenea, prezintă interes tabelele elaborate de către autoare, deci care au fost plasate în primul capitol și care vizează mai multe aspecte precum sunt formele de reprezentare plastică în direcția picturii figurative, clasificarea compozițiilor figurative, mijloacele de expresie plastică a figurativului, arele de cercetare a picturii figurative, adică sunt acele tabele care, sincer să fiu, eu de mult vroiam să le văd în tezele de doctor a doctoranților noștri, da? Dar de aceea și am menționat lucrul acesta, fiindcă doamna Liliana s-a străduit, deci e vorba de o elaborare proprie și, într-adevăr, s-a meritat lucrul acesta, deci totodată și eu să le menționez. Așa, teza este structurată logic și cuprinde 3 capitole, concluzii solide cu caracter deductiv la fiecare capitol și concluzii generale, recomandări și anexe cu lucrări picturale ce vin să ilustreze demersul teoretic. Dar totodată, deci, pe lângă importanța, chiar dacă recunosc importanța acestui studiu și contribuția lui la dezvoltarea domeniului de profil, am observat și unele momente care ar necesita precizate. Deci e vorba de anumite sugestii mai degrabă, da, și ceea ce ține de ajustarea imaginilor în text și la anexe. Cam dimensiunile trebuie ajustate, deși am observat, probabil asta este chiar o mică deplasare sau o eroare tehnică, deci e vorba de imagine și denumirea, probabil, da, probabil un pic s-a deplasat. La fel, corectarea anului realizării unor tablouri. Chiar și astăzi am urmărit, deci ceea ce ați prezentat astăzi corespunde, dar în teză un pic așa. Și iarăși mai am eu o mică obiecții, sugestii, deci de verificat perioada de realizare a tabloului dimineața de Igor Vieru, deci acolo un text este menționat 1956-58, nu este din perioada respectivă, nu corespunde nici după stilistică, nici tematica, deci este dintr-o perioadă mai târzie. Și la fel de găsit dimensiuni la unele lucrări care sunt catalogate ca lipsă date dimensiuni. Ele de fapt sunt și știți că eu dacă ceva de pe poliță scot cărțulile și mă uit, da, deci ele sunt, dar sunt în anumite albume, de asta aici nu este problema, da? Așa, aceste obiecții și micile imperfecțiuni de ordin tehnic nu diminuează valoarea generală a tezei, deci ea prezintă un interes deosebit în domeniul de specialitate și sper foarte mult că el va fi unul valoros în continuare, deci și unul foarte util pentru viitoarele generații, dacă mă refer pentru, mai ales când recomandări am observat, aveți dumneavoastră deja în plan, va fi editată o monografie, vor fi anumite note de curs sau suporturi pentru, în orice caz, cum am zis eu, pentru studenți, pentru tânăra generație, eu sper că o să fie foarte, foarte utilă această informație. Deci, doamna Platon, în concluzie, deci doamna Platon Liliana, datorită persistenței, tenacității depuse în procesul lucrului pe parcursul mai multor ani, deci pe parcursul, fiindcă teza a fost început în 2012, deci este o perioadă destul de îndelungată, dar totodată experienții în domeniu, de mă refer la domeniul artistic, fiindcă autoarea practică și pictura, da? Deci nu este doar teoretician, este și, pot să zicem așa, practic, deci reușește să elaboreze un studiu bine definitivat și corespunde cerințelor unei teze de doctor conform stipulărilor regulamentului CNA. Da, așa. În urma celor relatate mai sus, considerăm că doamna Platon Liliana merită conferirea gradului științific de doctor în studiu artelor și culturologiei la specialitatea 651-01, teoria și istoria artelor plastice. Mulțumesc pentru atenție și urez succes Liliane în continuare, deja de acum pentru elaborarea monografiei. Da? Mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc.
Vă mulțumim frumos, doamna doctor Rodica Ursachi, dumneavoastră, în calitate de cadru didactic, chiar și obiecțiile și recomandările spuneți într-adevăr ca un mentor, ca un profesor care încearcă să ne ghideze mai departe în activitatea noastră. Și așa. Deci, mulțumim frumos, doamne doctor Rodica Ursachi, pentru avizul pe care l-a prezentat asupra tezii. În continuare, îi ofer cuvântul doamnei Natalia Procop să prezinte și ea avizul, înainte de o felicita și pe dânsa, fiindcă este în premieră și pentru dânsa avizul și în premieră pentru dânsa este secretar științific al Consiliului, ne mai vorbim decât pentru toți este premieră de susținerea tezei online. Doamna Procop, aveți cuvântul. Stimată doamnă președinte, vă mulțumesc. Teza de doctorat Pictura figurativă de șevalier din RSSE moldovenească elaborată de doamna Liliana Platon la programul de doctorat 651-01 Teorie și istoria artelor plastice prezintă un studiu important în premieră fiind supus cercetării pictura figurativă ca gen al artelor plastice. Teza conține un volum total de 190 de pagini, 139 text de bază, bibliografie selectivă și anexe. Autoarea fiind membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova ne demonstrează cunoașterea profundă a obiectului supus cercetării. Studiul este complex și prezintă noutate și originalitate științifică. Autoarea reușind să aducă nume de valoare din domeniul artelor plastice din Republică, dar și numele autorilor mai puțin cunoscuți în teoria artelor plastice. Importanța studiului vine și din motivul aspectului interdisciplinar, fiind abordate aspecte filozofice, istorice, din domeniul culturologiei și altele. Lucrarea corespunde rigorilor de perfectare a tezelor ANACEF și aș mai menționa și faptul că este o teză bine structurată, autoarea dă dovadă de cunoștințe dobândite pe parcursul studiilor de doctorat. Este de remarcat și aparatul ilustrativ, perfectat în baza lucrărilor din arhivele naționale din Republica Moldova, din arhivele muzeilor, dar și arhivele personale ale artiștilor plastici. Cu siguranță, cercetarea doamnei Platon completează un gol în teoria artelor plastice, motiv din care recomand candidatura doamnei Platon pentru conferirea titlului de doctor în studiu artelor și culturologie. Vă mulțumesc! Deci, ne apropiem practic de finalul discuției pe care o avem astăzi. Aș vrea să subliniez într-adevăr că în 2012, atunci când am fost înmatriculată Liliana Platon la studii de doctorat, sigur că nu știa, practic nici noi nu știm întotdeauna care este finalitatea studiilor pe care le avem, le efectuăm, pornim de la o idee ca apoi să ajungem poate în altă idee cu unele argumente. Perfecțiunea, sigur că ne dăm seama, nu are margini. Și din momentul din care a venit doamna Platon la seminarul științific de profil, am văzut acea sârguință pe care o depune de fiecare dată pentru elaborarea articolelor, pentru elaborarea referatului, pentru a ține cont de toate obiecțiile și recomandările care au fost expuse, de exemplu, în cadrul seminarului științific de profil din data de 10 octombrie 2019. Practic, suntem la aproape un an de zile de la acest seminar și am ajuns la susținerea tezei. Mi-a plăcut foarte mult în abordarea doamnei Platon verticalitatea pe care o are și acea perseverență pe care își apără anume ideile și conceptele pe care le propune prin lucrarea sa. Deci ea nu acceptă, orbește uneori obiecțiile sau propunerile noastre, fiindcă, cum a spus și conducătorul științific, domnul Malcuș, fiecare își are părerea sa, deci ea încearcă să vină cu acea abordare personală și deseori ne amintește și pe noi înșine, fiindcă și noi, la etapa când susțineam tezele, încercam să demonstrăm ideile noastre că este așa, în baza materialului acumulat, fiindcă la momentul dat, cel mai mare specialist în pictura figurativă de șevalier din RSSE moldovenească, să recunoaștem, este doamna Liliana Platon. Deci așa este. Cu ajutorul și susținerea și cu contribuția din punct de vedere istoriografic, dar și alte contribuții pe care au ceilalți specialiști în domeniul studiu artelor.
dar de asta și se selectează așa o temă de cercetare, anume din considerentul că este puțin studiată sau este studiată tangențial, fie în alt cadru cronologic sau alte spații geografice, respectiv aceasta este o teză de originală pe care are și o noutate științifică. Într-adevăr, finalizând studiul pe care l-a elaborat Liliana Platon, teza și referatul pe care le-a adus la condițiile reglementare ale ANACEH și pentru această susținere publică, constatăm că scopul pe care și l-a propus, anume examinarea complexă a picturii figurative de Chevalier Denisă moldovenească prin prisma procesului evolutiv, stilistic și morfologic, a fost atins. Și în ajutorul acestui scop i-au servit și obiectivele cercetării pe care ea s-a axat, astfel din care rezide și noutatea științifică, valoarea aplicativă, semnificația teoretică a acestei teze, dar și implementarea rezultatelor, fiindcă avem 16 articole publicate la tema tezei de cercetare și, după cum am menționat anterior, noi am văzut cum Liliana a crescut substanțial în cercetările sale, chiar pe baza articolelor Arta care este editat de către Institutul Patrimoniului Cultural, deci și totodată a fost susținut în cadrul la 11 conferințe naționale și internaționale. În opinia mea, văzând cum a evoluat lucrurile asupra acestei teze, teza corespunde rigorilor ANACEH și poate fi înaintată pentru conferirea titlului de doctor în studiul artelor și culturologiei. Acum, cu permisiunea Consiliului Științific, vreau doar o remarcă să fac. Cred că nu o să vă supărați nimeni, deci eu revin puțin, nu pot să o las pe doamna Platon singură în fața obiecțiilor care au fost expuse de primul recenzent, domnul doctor habilitat, profesor Tudor Stăvilă, care a încurcat și numele doctorandei, pretendente, deci o cheamă Liliana Platon și nu Aurelia Platon, la pagina 3 a avizului. Totodată, așa teza respectată de doctorat este constituită așa și el spune că răspunde cerințelor formale stipulate de ANCD. Nu știu dacă ANCD este în drept să stipuleze regulamente și are, conform codului cu privire la știință și inovare republicat, adică în 2017, are complet alte prerogative. Deci, decizia finală noi o să urmăm în cazul dat la Consiliul Științific în urma votării. Totodată, cu permisiunea membrilor Consiliului Științific fiindcă a fost în mare parte atenționat și seminarul științific de profil al nostru, în care noi am participat marea majoritate a celor, și a fost seminarul științific de profil condus de doamna membru corespondent Mariana Șlapac. Eu aș îmi permit vă repez câteva minute, să dau citire discursului domnului Tudor Stăvilă de la seminarul științific profil din data de 10 octombrie. Mi-a plăcut teza, dar pentru început nu mi-a plăcut tema, pictura figurativă în arta plastică din Moldova. Într-o oricare măsură, în aceste așteptări, practic s-au realizat, dar nu integral. Cea mai mare problemă o am cu capitolul 1, pictura figurativă în contextul evoluției artelor plastice, unde este vorba de incursiuni. Aveți circa 20 de pagini consacrate artei universale. Nu cred că e logic să începeți cu arta figurativă din Paleoliticul Superior, Altamira, Lascau, și să vorbiți de Mesopotamia, Egiptul Antic, Grecia, Roma, să treceți la perioada bizantină, să finalizați cu pictura medievală românească și abia undeva spre sfârșit să vorbiți despre ceea ce trebuie să vorbiți concret. Puteți face o analiză comparativă a artei figurative din regiunile limitrofe, de exemplu, care au influențat artele naționale de la noi. Fiindcă, în rest, tot ceea ce ține de arta medievală nu poate fi explicat nici logic, nici rațional. Apariția acestor texte în artele figurative, fiindcă dacă tema dumneavoastră s-ar fi referit la ceva mai larg, mai amplu, atunci, într-adevăr, ceea ce ați inclus dumneavoastră în primul capitol în incursiuni ar fi oricum măcar cel puțin tangențial. Are reflecția asupra temei dumneavoastră pe care o abordați. În rest, nu cred că are rost. Trebuie să înlocuiți textul ăsta. Doamna Platon, dumneavoastră, ați ținut cont de această obiecție, da, fiindcă da, noi am verificat obiecții la seminar. Și mai sunt încă niște probleme, foarte atent la termen. Eu, de exemplu, cred că prima dată am întâlnit așa numite icoane biografice, vorbiți acolo despre Sfânta Varvară, icoana așa ea. Deci, în rest, asta e tot. Deci acestea sunt obiecțiile care au fost expuse în cadrul seminarului științific de profil în data de 10 octombrie, când a fost examinată teza, dar discursul începe cu următoarele cuvinte. Mi-a plăcut teza.
atunci eu nu încerc să înțeleg ce s-a întâmplat de la 10 octombrie până la 26 iunie, fiindcă teza a fost perfectată în baza propunerilor, recomandărilor și sugestiilor membrilor seminarului științific de profil, la care a fost și domnul Stăvilă membru, și acest seminar a evaluat destul de riguros teza de doctor a doamnei Liliana Platon, a evaluat-o conform formularului de evaluare a tezei cu 66 de puncte, ceea ce este destul de bine pentru o teză de doctorat. Deci, pentru mine este puțin stranie această intervenție acum cu obiecții peste obiecții, și fiindcă teza a suferit unele modificări, dar nu la nivel conceptual și nu la nivel... Apare întrebarea, aceste obiecții care au fost expuse astăzi au fost intenționat omise în timpul examinării tezei la seminarul științific de profil. Fiindcă astfel, adică se pune întrebarea care este sensul la unele prezențe în cazul dat a membrilor în cadrul seminarului științific de profil, dacă noi nu ne onorăm obligațiunile conform cerințelor. Deci aceasta a fost o mică remarcă care nu este pentru procesul verbal, este pentru noi, ca să fim mai atenți, să fim mai sinceri atunci când facem examinarea tezelor în cadrul seminarului științific de profil, dar nu să lăsăm intenționat unele obiecții pe care noi ne trecem cu vederea la examinarea tezei în prima ședință și deja în timpul seminarului științific de profil, pentru a veni cu dinsele deja la discuția cu susținerea publică și ne-a arăta, uite-te cât suntem noi de riguroși în cazul dat. Bine, deci... Dat fiind faptul că noi am finalizat discuțiile cu privire la teza pictura figurativă de șevalier din RSS moldovenească, pe care doamna Liliana Platon o propune la specialitatea 651.01 Teorie și istoria artelor plastice pentru titlul de doctor în studiul artelor și culturologie, noi avem o solicitare din partea decanului, da, dar cred că este acum decanul. Îi permitem să, fiindcă nu s-a putut integra atunci când au fost prezentate avizele, îi rugăm pe domnul decan să se încadreze acum în discuție cu permisiunea membrilor Consiliului Științific, fiindcă el era preconizat când a fost discuție cu avizele, dar din momente tehnice nu a fost realizat. Acum îi propunem domnului decan să Sergiu Bejan, da, să vorbească, să se expună și el în calitate de decan al facultății, după care noi vom procede deja la procedura noastră cu discuții și evaluare cu votare. Domn decan, noi vă salutăm, ne bucurăm să vă vedem și sperăm că o să ne fiți alături la lansarea de carte, dar nu online, dar de facto. Mulțumim foarte mult! Prezentările publice a tezei, atât în cadrul departamentului, cât și în cadrul Academiei de Știință. Retrăiesc sincer pentru ca doamna Liliana, în general, emoțiile astea pe care, mă rog, le-am avut și eu la rândul meu. Sper că o să le treacă cu curaj dumneei astăzi. Nu cred că eu sunt acel specialist care pot să mă dau referitor tezei și tematicii tezei, dar studiind și văzând prezentările doamnei Platon, mi-am regăsit undeva în anumite capitole și unele secvențe din copilăria mea, din ceea ce îmi povesteau părinții și de ce nu acea perioadă care mă încadrez și eu, cel puțin din adolescență, în acea perioadă care a studiat doamna Platon și ceea ce ni s-au dat nouă la școală, mai apoi dându-mi un interes teza doamnei Platon, am început și eu să-mi reamintesc niște lucruri, a făcut ca să-mi poartă un deosebit interes și de ce nu să mai implic și eu un pic în studierea acestui subiect a doamnei Platon, ca să fiu mai aproape de temă. Vreau să o felicit pentru lucrarea realizată. Am ascultat cu atenție avizele, recomandările și tot ce s-a expus astăzi asupra tezei.
Eu cred că doamna Platon poate servi ca un exemplu și celorlalți colegi ai Departamentului Urbanism și Design Urban din care faci parte. Vreau să menționez că ne este și șef de program. Cred că nu o să oprească la acest capitol, fără supărarea domnului șef departament, că îl văd în ecran. Dar țin să vă felicit pe toți și nemijlocit vreau să îl fericit și pe conducătorul doamnei Platon, care știu ce înseamnă retraiala și munca unui conducător în îndrumarea unei tese de doctorat. Posibil că nu vreau să vă rețin din timp și toți așteaptă rezultatele, votări, etc., dar țin pumnii pentru toți, pentru îndrăzneala tot și sper că următoarea teză o să susținem în cadrul facultății fără pandemie și fără mari obstacole. Bucuros să vă revăd pe toți astăzi. Felicitări încă o dată la toți, nemijlocit doamnei Platon și la mulți ani și sănătate! Vă mulțumim frumos, domn decan. Într-adevăr, noi am simțit permanent susținerea dumneavoastră și la seminar și acum, fiindcă și este necesar să o felicităm nu doar pe doamna Leana, tot, dar nu am anunțat voturile, sigur că da, dar felicităm și facultatea, pentru în cazul dat, adică cu susținerea tezei de doctor a doamnei Leana Platon, să știți în primul rând facultatea care are o frumoasă imagine în cadrul științelor din Republica Moldova. Așa, deci acum aș ruga foarte mult recenzenții care sunt pe fir să deconecteze microfoanele și imaginea video. De asemenea, aș ruga toți oaspeții care sunt invitați să deconecteze microfoanele și video, după care, în emisie directă, rămâne doar componența Comisiei Consiliului Științific Specializat de Susținere a Tezei. Deci, în cazul dat, în Consiliul Științific Specializat de 601-024 la Universitatea Tehnică a Moldovei, care este abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în studiu artelor și fotologie, doamnei Platon Vileana, cu tema Cultura figurativă de șevalier cu RSS Moldovenească, a avut această votare, a discutat și după care îi anunțăm rezultatele pe care o să le dea și fie doamna Natalia Procop, care este secretarul Consiliului Științific. O să ne anunțe și rezultatele votării ca să nu stăm atât în suspans, așa, și după care adică o să dea citire la hotărâre pe care Consiliul Științific, vă rog frumos să fiți privit, pentru că avem nevoie de votat această hotărâre. Da. Doamna Procop, aveți cuvântul. Hotărârea Consiliului Științific Specializat 651-024 din 26 iunie din cadrul UTME, aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEP pe decizia 02 din 28 februarie 2020 privind valoarea aplicativă și notarea științifică a tezei de doctor cu tema Cultura figurativă de șevalier din RSS Moldovenească, susținută de doamna Leana Platon la specialitatea 651-01 Teorie și Istoria Artelor Plastice, conducător științific, doctor în studiu artelor, conferințar cercetător Vitalie Malcoci, prezentată pentru conferirea titlului de doctor în studiu artelor și culturologie. În baza tezei de doctor prezentate de către doamna Leana Platon, a avizilor referențelor oficiale domnul doctor Costavino, doctor Habitatul Costavino, profesor cercetător Institutul Patrimoniului Cultural și Angela Muntanu, doctor în studiu artelor și culturologie în Universitatea Tehnică a Moldovei, Consiliul Științific Specializat a decis. Stimați membri ai Consiliului, cu permisiunea dumneavoastră voi trece peste implementarea rezultatelor științifice, noutatea și semnificația teoretică și ajungem la concluzii. Concluzionăm că teza de doctor pictura figurativă de șevalier din RSS moldovenească elaborată de doamna Leana Platon prezintă o cercetare științifică profundă a problemei abordate în premieră, întrunește pe deplin exigențele stabilite față de tezele de doctor în domeniul artelor. Autoreferatul asupra tezei de doctor conține ideile, concluziile și recomandările de bază ale lucrării.
Teza corespunde tuturor cerințelor înaintate de regulamentele în vigoare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și stabilit prin hotărârea Guvernului numărul 201 din 28 februarie 2018. S-a hotărât Consiliul Științific Specializat de 651.01.24 din 26 iunie 2020 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a decis a conferi doamnei Liliana Platon titlul științific de doctor în studiu artelor și culturologie, specialitatea 651.01 Teorie și istoria artelor plastice. 2. A solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat privind conferirea doamnei Liliana Platon titlului științific de doctor în studiu artelor și culturologiei, specialitatea 651.01 Teorie și istoria artelor plastice. Și 3. Pentru conferirea gradului științific de doctor în studiu artelor și culturologie, doamnei Liliana Platon, Consiliu Științific Specializat, în prezența a 5 membri, din numărul total de 9 membri, a votat în felul următor. Pro 5 voturi, contra 0 voturi, abțineri 0 voturi. Vă mulțumim frumos, membrii Consiliului Științific, vă rog frumos să votăm acest rezultat. Deci, votăm proiectul hotărârii Consiliului Științific Specializat de susținerea tezei de doctor în studiu artelor și culturologie. Vă rog frumos, doamna Brigalda. Da? Doamna Brigalda? Da. Doamna Mariana Șlapac? Da. Este, așa-i. Doamna Rodica Ursache, văd mâna ridicată sus, este pe loc. Și doamna Procop. Votat. Votat Procop, respectiv votat. Deci suntem pe fir, am votat proiectul hotărârii, am votat procesul verbal de numărare a voturilor, adică 5 pro și 0 contra. Abțineri, sigur că n-am avut, fiindcă am avut în componența Consiliului Științific 5 membri. Cu această, acestea fiind spuse, oferim cuvântul doamnei pretendent, sau deja doamnei doctor în studiu artelor, fiindcă la teze de doctor se consideră din ziua susținerii tezei de doctor. Așa, îi oferim cuvântul doamnei Liliana Platon pentru primul cuvânt în calitate de doctor și ultimul cuvânt, așa, deci din calitate de pretendent la grad științific, după care o să declarăm ședința închisă a Consiliului Științific Specializat de astăzi, pe care în data de 26 iunie 2020 noi am susținut o teză de doctor în studiu artelor și culturologie, pictura figurativă de șevalet din RSS moldovenească. Felicităm pe doamna Platon cu această realizare frumoasă, pe care, într-adevăr, cu muncă asidu, cu perseverență și doar cu deseori curajul ei pe care l-a avut de a înfrunta greutățile pe care le-a întâmpinat pe timpul elaborării tezii și în pe parcursul seminarelor științific de profil sau acum în cadrul Consiliului Științific. Felicităm conducătorul științific al tezii de doctor, doctor în studiul artelor conferențiar universitară, domnul Vitalie Malcoci, care este cercetător științific coordonator la Institutul Patrimoniu Cultural. Felicităm Universitatea Tehnică și Facultatea de Urbanism și Arhitectură, fiindcă în cazul de astăzi au un doctor în palmaresul său și ne felicităm întreaga comunitate științifică, fiindcă de astăzi suntem cu un doctor mai mult. Dar la ziua de astăzi, când suntem, numărul nostru scade, într-adevăr, fiecare doctor este o realizare a întregului colectiv. Vă mulțumim foarte mult, doamna Platon, vă felicităm și vă oferim cuvântul, după care, adică, finalizăm susținerea tezei. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, mulțumesc enorm de mult pentru susținerea acordată, pentru încrederea, pentru aprecierea tezei mele.
Mulțumesc mult pentru decizia de astăzi. Mulțumesc mult seminarului științific specializat care, de profil care a avut loc în octombrie pe data de 10 pentru ghidarea, pentru recomandările, pentru sfaturile care, pe care le-am primit, pentru care m-au ajutat foarte mult să ajung la acest nivel sau să ajung la această susținere reușită. Mulțumesc departamentului în care activez, colegilor mei, șefului de departament care m-a susținut în toată această perioadă, care pot să zic așa că a luptat alături de mine, m-a sprijinit cum a putut ca să realizez acest lucru. Mulțumesc inevitabil facultății, decanului facultății, Sergiu Bejan, care mi-a fost alături la toate trei susținerile și care mereu a pus umăr acolo unde a trebuit doar ca să pot să realizez această lucrare până la final. M-a susținut, m-a sprijinit, m-a încurajat și mulțumesc enorm de mult tuturor colegilor administrației universității care m-au ajutat sub toate aspectele și documentale și organizatorice. Mulțumesc enorm de mult pentru acest lucru. Doar cu ajutorul și cu susținerea tuturor puteam să realizez ceva. Nu în ultimul rând, deci în primul rând, poate mulțumesc conducătorului științific, doctor în studiu artelor Marcoș Vitale, care a fost alături de mine pe tot parcursul realizării acestei lucrări științifice, de la bun început și până la sfârșit, cu care am pășit fiecare zi în procesul meu de studiu și care m-a ajutat, m-a ghidat, m-a îndrumat chiar și în acele primele intenții mele când încă eram rătăcit, nu știam încotro să merg sau spre ce direcție. Mulțumesc mult pentru acest suport. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, m-au încurajat, inclusiv familiei mele. Mulțumesc mult! Sunt, desigur, bucuroasă pentru rezultatul de astăzi, pentru reușita și mă bucur că tot acest efort, care a durat 8 ani de zile, s-a soldat cu succes și am ajuns în această zi pe care încă nu-mi vine a crede, să îmi afirm eu singur mie că am reușit, s-a realizat, s-a finalizat, s-a adus la finalizare, a ajuns să fie susținută această teză. Mulțumesc enorm de mult tuturor, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Sunt recunoscătoare pentru tot ce s-a făcut și pentru tot suportul care l-am avut, l-am primit până acum. Mulțumesc enorm de mult! Așa e. Înainte de a declara ședința Consiliului de astăzi închisă, vreau să mulțumesc în primul rând membrilor Consiliului Științific Specializat care au găsit timp, au identificat posibilități de a veni fie fizic, fie online, încercând noile tehnologii contemporane pentru a se manifesta și pentru a aprecia la justa valoare teza de doctorat pe care am susținut-o și pe care am aprobat-o astăzi. De asemenea, vreau să aduc mulțumire referenților oficiale ale tezei, doctor habilitat, profesor universitar Tudor Stăvilă și doctor Angela Munteanu pentru tezele detaliate și în altele aprecieri pe care le-au adus în susținerea acestei teze. Felicitări conducătorul științific, felicitări doamna Leana Platon și cu aceasta încheiem ședința Consiliului Științific Specializat din data de 26 iunie 2020, în cadrul căruia am discutat teza deja doctorul în studiu artelor, pictura figurativă de șevalet din RSS moldovenească și rămânem în speranța că obiecțiile, recomandările, sugestiile vor fi luate, cele constructive, vor fi luate în considerare pe viitor ca să avem, să suplinim acel gol istoriografic de care ducem lipsă în privința editării unei monografii care va avea drept subiect pictura figurativă de gen din RSS moldovenească. Și cine știe, pentru viitor, poate nu pentru 8 ani de zile, dar mai puțin, deja având o experiență, o să continuați această cercetare într-o altă teză sau într-o altă monografie. Felicitări, declarăm ședința închisă. Mulțumim frumos tuturor!